Biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan de la Neamț, Hozevitul. Acest preales vas al lui Dumnezeu a văzut lumina zilei în pământul binecuvântat al Moldovei la 23 iulie 1913 în satul Crăiniceni, comuna Horodiștea, județul Dorohoi, din binecredincioșii părinți Maxim și Ecaterina, lucrători ai gliei străbune, plini de credință, cu viață curată și temători de Dumnezeu, primind la botez numele de Ilie. După moartea timpurie a mamei sale, petrecută la numai 6 luni de la naștere și apoi moartea tatălui său, căzut erou pe front în războiul din 1917-1918 pentru întregirea neamului și pentru apărarea patriei, pruncul a fost luat în grija bunicii sale. Bunica lui, Maria, văduvă de mai mulți ani, renunța la dorința sa mai veche de a intra în rândul monahilor și se dedică creșterii și educării nepotului. Ea l-a deprins cu rugăciunea către Dumnezeu. Tatăl orfanilor i-a imprimat adevărata evlavie creștină, i-a insuflat dragostea de cele sfinte și respectul față de oameni. Pe când avea numai 11 ani, pierde și dragostea bunicii sale Maria, care trece la cele veșnice. Ea a rămas în memoria lui chip sfânt pe care nu a uitat-o niciodată. Aceasta se vede în duioasa poezie Dorul Bunicii, în care face analogie cu pilda unor sfinte femei precum Antuza, Macrina sau Nona. În aceste versuri se poate vedea rolul bunicii în formarea religioasă și morală a sfântului. Cuviosul Ioan a urmat școala primară în satul natal, după care a absolvit gimnaziul Mihail Cogălnicianul din Lipcani, județul Hotin, trecând bacalaureatul în 1932 cu rezultate foarte bune. În timpul școlii nu i-au lipsit cartea de căpătâi Sfânta Scriptură, Viețile Sfinților și alte cărți de zidire sufletească. La vârsta de 20 de ani, simțind chemarea dumnezeiască și ca urmare a formării sale duhovnicești, își îndrepta pașii spre Mănăstirea Neamț în ziua praznicului de la 15 august, închinat Adormirii Maicii Domnului. Dumnezeu a rânduit ca cererea sa de închinoviere în mănăstire să fie primită de starețul de atunci, viitorul patriarh al României, Nicodim. L-a atras spre această viață, cum singur mărturisește mai târziu, frumusețea slujbelor, mai ales cele de noapte, blândețea călugărilor, iscusința duhovnicilor, liniștea munților și darul Sfântului Duh. Descoperea acum scrierile Sfinților Părinți și alte scrieri sfinte pe care le citește cu multă stăruință. Aici, la Neamț, a primit chipul îngeresc al călugăriei la data de 8 aprilie 1936, în Miercurea Sfintelor Patimi, fiind tuns în monahism de către starețul Vasile Moglan, viitor episcop. Citirea patericului trezește în el o dorință mai veche de a ajunge la locurile sfinte. În anul 1936, după post și rugăciune, mărturisindu-se și împărtășindu-se, a plecat spre Țara Sfântă. Cu evlavie, călcă pe urmele Mântuitorului, închinându-se la sfintele locuri din Ierusalim, Betleem, Hebron și altele, după care cuviosul Ioan viețuiește mai întâi într-o peșteră din pustia Iordanului. După 2 ani de pusnicie, se închinoviază la mănăstirea Sfântul Sava, streveche și vestită așezare monahală ortodoxă, unde se nevoiește 8 ani. Având oarecare cunoștințe medicale, se îngrijește de bolnavi, fiind socotit doctorul mănăstirii, îndeplinind și alte ascultări. Cerceta biblioteca mănăstirii, traducând în românește lucrări care îi se păreau pagini folositoare și ziditoare de suflet. Iubea și se nevoia în privegheri de toată noaptea, fiind cunoscut și apreciat pentru viața sa aspră de post și rugăciune și de paza gândurilor. În anul 1945 este prohirisit schimnic de către Patriarhul Ierusalimului. Numit apoi egumen la schitul românesc cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul din Valea Iordanului, a fost hirotonit preot în anul 1947 în Biserica Sfântului Mormânt. A stărițit cu multă evlavie ca egumen la acest schit,
până la anul 1952, înzestrând așezământul cu multe chilii pentru viețuitorii schitului și pentru pelerini. Mulți drept credincioși români sau de alt neam, poposind la schitul de la Iordan, se spovedeau și căutau cuvânt de alinare duhovnicească la Sfântul Cuvios Ioan de la Neamț Hozevitul. Lângă Iordan, a rodit de plin talentul poetic al Sfântului, fiind inspirat de frumusețea firii înconjurătoare, poeziile sale fiind în același timp rugăciune și cântare duhovnicească. Din dorința după o viață mai aspră și căutând calea desăvârșirii, se închinoviază în mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, situată pe râul Cherit, locuri unde se nevoise și Sfântul Proroc Ilie în vremea prigonirii sale. Cuviosul Ioan a petrecut ultimii ani ai vieții sale în cea mai severă schimnicie, găsindu-și adăpost în peștera Sfânta Ana, care se află nu departe de mănăstire. Petrecea aici în post și rugăciune, răbdând frigul, foamea și setea, arșița și lipsurile de tot felul și multe ispite. Mânca o singură dată în zi și se mulțumea cu 3-4 ore de somn. Săvârșea pravila călugărească în paraclisul peșterii, iar în sărbători slujea la biserica mănăstirii. În scrierile sale din acest timp, Ioan arată frumusețea tainică a locurilor și a peșterii, aureolate de măreția sfinților sihaștri, care veacuri de-a rândul și-au dobândit aici desăvârșirea. În sufletul său vibra armonios întreaga creație a lui Dumnezeu, se restaura pacea edenică între el și celelalte făpturi. Așa se explică faptul că la moartea sa, mulțime de păsări s-au adunat în jurul peșterii, arătând prin aceasta legătura Sfântului cu natura înconjurătoare. Cu darul lui Dumnezeu și-a cunoscut mai dinainte sfârșitul vieții pământești, însemnând-o pe peretele peșterii în care își petreceau ultimele zile. Și-a dat sufletul în mâinile Domnului la 5 august 1960, cu seninătate și cu mâna dreaptă binecuvântând. Trupul său a fost prohodit după cuviință și a fost așezat în peștera mormintelor, în locul în care dinainte și-l pregătise, fiind regretat de toți cei ce-l cunoscuseră. Plecarea lui, prea timpurie, a lăsat adânci regrete și dureri sufletești nemângâiate în rândul monahilor români din Țara Sfântă. Împlinise 47 de ani, dintre care 24 îi petrecuse în post și nevoință la locurile sfinte. După 20 de ani de la trecerea sa la Domnul, mormântul său a fost deschis în vederea așezării osemintelor în gromnița de obște. Spre uimirea celor prezenți, s-a constatat că trupul nu fusese atins de putreziciune și răspândea o bună mireasmă. Starețul mănăstirii, arhimandritul Amfilohie, spunea: "Parcă l-am fi pus în mormânt de câteva ceasuri, ba nici ceasuri, ci chiar acum." La cererea obștii, Patriarhul Benedict al Ierusalimului a îngăduit strămutarea moaștelor cuviosului Ioan de la Neamț în biserica Sfântul Gheorghe Hozevitul, fiind așezate într-o raclă de abanos și sticlă și depuse lângă moaștele sfinților Ioan Hozevitul și Gheorghe Hozevitul, organizatorii și conducătorii acelei lavre monahale. Datorită vieții sale desăvârșite, prin cuvânt și faptă, Sfântul Ioan este cinstit de mulțimea credincioșilor și de călugării care vin și se ating cu evlavie de sfintele lui moaște, cerând de la el să mijlocească prin rugăciunile sale la Dumnezeu pentru a dobândi tămăduire sufletească și trupească. Pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Ioan, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.